Canicula pare că se va sfârși începând de mâine, 29 august, în tot județul Hunedoara, însă vor urma perioade sporadice cu furtuni în zilele următoare. Administrația Națională de Meteorologie anunță cod galben de instabilitate atmosferică pe parcursul nopții viitoare, care va fi valabil până mâine la amiază în tot județul Hunedoara. În fapt, în tot sud-vestul țării, vremea va deveni instabilă. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, rafale de 55-65 de km pe oră, vijelii și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. După orele amiezii și pe parcursul nopții de marți spre miercuri, instabilitatea atmosferică se va manifesta îndeosebi în jumătatea de vest a țării. Astăzi, 28 august, codul portocaliu de caniculă persistă în tot județul Hunedoara, iar începând de mâine, valul de căldură se va muta în estul țării.